Am și o dublă emoție, nu se poate altfel, odată pentru că vorbesc în fața domniilor voastre, a doua oară că vorbesc despre un model și această idee îmi voi construi discursul. Modelul este acesta și modelul este acest fenomen, îndrăznesc să-i spun, al rugului aprins. Știu că din punct de vedere creștin nu există întâmplare, ci există pronie. Dar gândiți-vă că trebuie să încercăm să ne apropiem totuși de această taină și să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat, pentru că atunci, după anii 30-40, spre sfârșitul anilor 40, s-au întâlnit niște vectori, anumite greu de întâlnit. Avusesem dictaturile și cumplita experiența războiului. Se pregătea Marea Noapte Roșie, roșie din cauza sângelui, a comunismului. Asta era una dintre direcții. Pe acest prag se naște acea teribilă generație de duhovnici pe care îi știți cu toții, nu îi amintesc aici ca să nu păcătuiesc omițând pe cineva, și a căror viață, unora dintre ei, s-a prelungit până spre anii 80-90. Asta este al doilea vector. De ce tocmai pe acest prag cumplit al istoriei s-a născut, a apărut în atmosfera noastră această generație? Iată încă un mister. Și în sfârșit, al treilea vector, o generație de intelectuali cu un deceniu și ceva mai tânără decât generația 27, decât generația lui Eliade, și având aceeași experiență, o similară experiență culturală, dar a spune o altă experiență spirituală, și care se naște pe acest, exact în, adică devin maturi, se nasc din punctul de vedere al maturității, pe acest prag cumplit, și sigur istoria le retează biografiile fără cruțare. Și se întâlnesc toate aceste trei căi pentru a da naștere fenomenului rugului aprins. Poate un fenomen unic, eu nu știu dacă într-o altă țară vecină există ceva similar ca intensitate și ca forță spirituală. Pentru că este un extraordinar fenomen de sinteză. Avem deci calea spirituală, rugăciunea inimii, încercarea de a atinge absolutul. Avem calea culturală, care este calea, cum să spun, absolutizată de generația precedentă, și avem și calea științifică. Pentru că pentru ei nu exista ruptură între aceste. Astăzi se discută mult, biserica este obscurantistă, se opune cuceririlor religioase și așa mai departe. Oamenii aceștia nu vedeau ruptura, ci descopereau Duhul în orice apariție, sub orice apariție intelectuală și spirituală a lui. Cam ăsta este, atât cât am citit eu din seria de scrieri, sunt 10 volume, dacă nu mă înșel, deja apărute, de scrierile rugului aprins, plus cercetările excepționale ale doamnei Carmen Ciornea, plus alte studii care au mai apărut pe această temă. Eu personal am auzit despre rugul aprins încă din facultate, de două, cum să le spun, tot fenomene, ca să nu mai încerc să caut alt cuvânt, de două fapte culturale, spirituale, dacă vreți, am auzit așa șoptindu-se în facultate, pentru că nu erau permise pe vremea aceea, și amândouă au dispărut în mare parte în pușcăriile comuniste. Școala sociologică a lui Gusti și rugul aprins. Și sigur că, având aura aceasta de lucruri interzise, atunci când
anumiți profesori mai cu demnitate ne-au vorbit despre lucrurile astea, sigur că noi am devenit de dată curioși și am început să ne interesăm de ce s-a întâmplat după aceea. Și când după 90 rugul aprins a devenit, din fericire, mult mai prezent la o anume categorie de intelectuali, mult mai prezent ca informație, vreau să spun, și acum oricine poate avea cărțile la dispoziție, ne-am dat seama ce comoară a zăcut în acest tip de meditație, de apropiere de existență, de trăirea divinității, apropiere de cultură și apropierea de neamul nostru. Pe la începutul anilor 90, bunul meu prieten Dance Mihăilescu a lansat un concept pentru care și-a luat foarte multe bubârnace, cel de neointerbelic. El s-a proclamat, eu sunt un neointerbelic și sigur că el nu se referea la partea ideologică, ci exact la această intensitate de trăire a fenomenului spiritual și a fenomenului cultural și a fenomenului național. Din punctul acesta de vedere vă propun acest model, cum spunea și Valentina Jer mai devreme, acest model de trăire pe care oamenii ăștia, perfect conștient, se vede din jurnalul lor de punctul de cotitură pe care îl trăiau și de faptul că istoria nu va fi deloc drăguță cu ei, și îl asumă cu o putere de imitatio Christi incredibilă. Deci experiența lor, trăirea lor nu este doar intelectuală, doar de cunoaștere, și o asumă în integritatea existenței lor. Și lucrul ăsta este extraordinar. Asta, această întâlnire între cei trei vectori, între apariția unor duhovnici extraordinari, apariția unor intelectuali doritori să trăiască această experiență duhovnicească și în același timp cunoscători perfecți contextului cultural și științific al epocii, este un lucru extraordinar pe care biserica noastră îl are drept comoară, a spune, și mai departe, noi la rândul nostru ca mireni, la fel cred că îl putem asuma, măcar prin cunoaștere astăzi, repet, ca un model de existență. Ce privește pe Sandu Tudor și publicistica lui, aici povestea este foarte interesantă, pentru că, și mă adresez în special celor tineri aici, cine vrea să cunoască o epocă puțin mai depărtată, și de acum 10, 20, 50 de ani, 100 de ani în urmă, cată neapărat să se ducă la presa vremii. Presa vremii este documentul cel mai clar și fidel al celor mai mărunte fremătări de frunze istorice ale unei epoci. Cine nu și-a vârât nasul în niște ziare ale unui an oarecare și Scânteia din 73, dacă o citiți, va fi extraordinar de interesantă, deși e odioasă. Pentru că ți arată istoria caldă, așa cum era atunci. Cu atât mai mult o presă atât de vie, așa cum era presa pe vremea în care Sandu Tudor practica acest tip de publicistică. Eu sigur că am citit jurnalul, citisem și studiile doamnei Ciornea, când am citit această formidabilă publicistică, nu-mi cenzurez entuziasmul și superlativul, gândul m-a dus imediat la publicistica lui Eminescu. Și iarăși îi rog pe cei tineri, dacă vor, să-și ia drept canon, să citească o parte și, de respectiv, o mult mai mare parte, o cât de mare parte din publicistica lui Eminescu. Pentru că pe mine m-a furat asemănarea dintre cei doi.
Pe vremea când scria Sandu Tudor nu era foarte bine cunoscută publicistica lui Eminescu, era publicată doar, cred, doar ediția lui A.C. Fuzla din 1914. Dar similitudinea de ton, inclusiv ardența, inclusiv violența uneori, similitudinea de atitudine morală, de rectitudine morală, punând în centru binele neamului și neabătându-se niciodată, indiferent de orientarea politică a lui sau oluia, ai făcut bine pentru neam, e bine, ai făcut rău, nu e bine. E un criteriu foarte simplu de rostit, foarte greu de aplicat în practică. Și aceste două lucruri le găsim, le-am găsit extrem de pregnant în publicistica eminesciană și în publicistica lui Sandu Tudor. Apoi, e greu să scriu, iarăși ca să mă refer la alcătuirea ediției, nu spun că într-o țară care își disprețuiește profund trecutul și arhivele, sunt greu de găsit publicațiile din vremurile trecute, nu avem mai pe nicăieri o colecție completă din revista X sau din revista Y și de aceea munca unui cercetător este salahorie curată și greu de alcătuit o asemenea ediție scrupuloasă din punct de vedere al corectitudinii ediției și al completitudinii ediției, adică să nu sărim, să nu atribuim greșit un articol sau altul, pentru că cele mai multe nu sunt semnate editorialele vorbind, așa era curent în epocă până în epoca mai recentă și așa mai departe. Deci ceea ce a făcut doamna Ciornă aici, această muncă de minerit publicistic, scoțându-ne la iveală articolele lui Sandu Tudor, este un lucru care ne redă o dimensiune a experienței și veți rămâne surprinși când veți citi și când veți face comparație cu felul în care se scrie astăzi în presă, de diferența stilistică și culturală extraordinară. Adică este vorba de un om care face face o literatură de cea mai bună calitate. Și când înjură pe cineva, o face cu un stil fastuos. Nu te plictisește nici într-o notiță de trei rânduri, nici într-un articol de istorie sau de meditație istorică sau teologică mai amplu. Are o vioiciune a minții și o cultură atât de vastă și de bine însușită, încât tot timpul te ia în surprindere, nu se auto-imită și foarte greu pentru ziarist care scrie curent să nu se repete. Este un lucru dificil. De aceea, dincolo de conținutul articolelor, vă îndemn să fiți atenți la limbă și la aroma intelectuală pe care Sandu Tudor o aduce în context. De-albinteri, cartea are și o parte iconografică foarte frumoasă și foarte bine a făcut, că ne-a reprodus autoarea și copertele revistei, ca să vedeți cum arăta o revistă din epoca respectivă. Sigur că într-o țară care și-a iubit nu numai în cuvinte trecutul, am avea toate revistele astea în ediția anastatică. Și atunci le-ați putea citi foarte bine fiecare dintre dumneavoastră la bibliotecă în contextul lor integral. Eu m-am delectat, să spun așa, deși cuvântul e prost, citind, sigur, electronic. Acum asta se poate și acelea sunt puse pe internet, ziarul Timpul. Nu numai articolul lui Eminescu, dar să vezi și ziarul tot de ziua respectivă și să-ți faci o idee. Este, repet, fascinant. E o experiență care pentru mine nu se compară cu nimic din punct de vedere al câștigului intelectual și al satisfacției intelectuale teribile pe care o ai în acest context. Deci asta este publicistica lui
lui Sandu Tudor, având acești doi piloni, neamul și credința. Simplu și fără prea multă sofisticăraie din punctul acesta de vedere, foarte deschis la arta modernă, dar numai la anumite aspecte ale ei. De pildă, sunt foarte multe articole despre arta plastică aici, despre pictură, despre sculptură, cu mare deschidere. Pe de altă parte, nu poate să-l supere Parghezi, dar îl superă și îl admiră pe Camil Petrescu, deci un alt scriitor modernist. Cum să spun, nu este, lucrul ăsta mi-a plăcut foarte tare, nu este un habotnic, nu este un riguros, decât riguros este, dar în ceea ce privește trăirea, trăirea credinței, trăirea Duhului, este cât se poate de deschis la faptul că potecile lui Dumnezeu sunt nenumărate. Și că pe oricare dintre ele, dacă te cheamă Dumnezeu, ajungi la El. Sau dacă urmezi poteca până la capăt, ajungi la El. Potecile sunt multe, nu ți le trasează nimeni dinainte. Trebuie să știi, să ți-o descoperi singur pe cea care este a ta. Iar acești oameni care, sub îndrumarea duhovnicilor, pornind de la Ioan cel Străin, pornind de la toată acel context pe care îl știți, pe care l-a hermeneutizat extraordinar Andrei Scriba, în care a încercat să scoată acest context despre care am încercat eu să vă schițez două, trei vorbe, să-i scoată semnificația perenă, să spunem, semnificația absolută din punct de vedere religios și duhovnicesc. Și acest mod de a trăi, de a te raporta foarte larg, pe aminte și Andrei Scriba, știți, foarte deschis spre știință, spre toate dramurile, filozofie și toate celelalte domenii ale cunoașterii. Este o generație de sinteză. O generație de elită, astăzi cuvântul elită a devenit termen, sunt două cuvinte, mereu spun asta și nu îmi pare rău că trebuie să mă repet, sunt două cuvinte splendide sau măcar neutre din punct de vedere axiologic în limba română, țăran și elită, care au devenit astăzi injurii. Când îi spui cuiva că e țărat și când îi spui că e din elită, se pare că se cheamă că l-a înjurat. Asta, vedeți și ce răsturnare de valori extraordinară se întâmplă. Albul devine negru și negru devine alb. Ăsta este semnul ăsta satanic al epocii pe care o trăim. Și raportarea la niște scări de valori sigure, absolute, într-o vreme a-axiologică sau anti-axiologică, este, cum să spun, cred eu, și psihologic, e calea cea mai sigură să nu cazi în depresie. Depresia intervine când nu mai e de ce te ține, când orice lucru de care te ții se mișcă. Și atunci te ia amețeala. Este explicația, mi se pare, cea mai simplă și ontologic, și psihologic, și filozofic, și cum vreți să o luați. Ori, în momentul când încetezi să te mai iei după valurile vremii, valurile, vânturile, nu? Cum se spune, cum spunea poetul, și te raportezi la asemenea exemple de elită și devii conștient, noi tot ne văicărim că nu avem model. Modele avem, nu știu dacă sunt multe sau puține, sunt suficiente, e suficient unul. Când vine furtuna, ai suficient un copac de care să te ții, să nu te ia vântul. Dacă ăla e cu rădăcinile bine în pământ, nu trebuie multe modele, dar alea care sunt să fie modele autentice. Ori, faptul că noi avem asemenea modele, ar trebui să ne facă să zburdăm de fericire. Noi nu zburdăm, nici de fericire nu suntem, din păcate. Ori, oamenii aceștia, ca Sandu Tudor, adevărea martiri. Nu ne dăm seama noi ce
cum să spun, ce greutate de sens se ascunde în spatele acestui cuvânt, a faptului că oamenii aceștia nu sunt nume pe care le vezi în calendarul ortodox lipit în perete. Și sunt oameni care au trăit până mai ieri alaltă ieri. Și sunt martiri asemenea lor de acolo. Deci nu sunt legende, sunt oameni care au suferit, exact cum spun Sfinții Părinți, în carnea și oasele lor. Și în verbul lor, verbul ăsta șficuitor de profet, Sabu Tudor are vorbire, ca și Eminescu, publicistica lui, are diatribe de profet, care își zguduie contemporanii încercând să-i facă să se trezească. Asta este sensul publicisticii lui. Publicistica era, pe vremea lui Sandu Tudor, sigur o forță, o armă, este și astăzi, dar astăzi e cu totul alte sensuri, pentru că ea nu mai are dimensiunea morală. Astăzi dimensiunile sunt de distracție, de jubilație, de alte povești de genul ăsta. Ori, nelăsându-se pradă ideologiilor, nelăsându-se pradă, atenție, nu mai este o generație atașată ideologic cum fusese generația lui Eliade. Deci nu-i mai înșală vălul Maiei al unei salvări pe o anume cale politică. Este inclusiv această neaderență la o cale sau altă politică, ea însă și o atitudine politică excepțională. Pentru că arată o anume implicare în realitate fără a te lăsa murdărit de realitate, ca parabola indiană, nu, a nufărului. Este exact când vine istoria peste oamenii ăștia, ei coboară în istorie, coboară în temniță și cei care mai ies de acolo, unii dintre ei, cei mai mulți, cum știți, n-au mai ieșit, ies de acolo purificați. Ies de acolo purificați. Vorbeam astăzi când să venim în pace despre torționari și victimele lor din pușcării și mi-aduc aminte de mărturia unei țărănci din tot aia care intră din Banat, tot o carte publicată la noi, dar asta n-are relevanță, care întrebată de ziaristă cum a fost în pușcărie și știți bine că pentru femei era de 1000 de ori mai cumplit decât pentru bărbați, spune cum să fie, maică, a fost bine. Gardierele, Dumnezeu să le ajute, să purtau bine cu noi. Mai creștinească atitudine decât asta nu se poate imagina. Și ea aplică sărbara țărancă fără să știe textul lui ca sau fără să știe ce au spus toți cei care au trecut prin experiența pușcăriei, aplică principiul să te rogi pentru tot. Dar ea chiar asta cu simțământul ei, că vorbeam de textul lui Steinhardt, nu? Că să nu faci exces de zel. Că erau torționari care făceau exces de zel și alții care se mulțumeau să-ți dea două palme și gata. Ori, viața femeie, exact asta înțelege. Asta înțelege, că gardienele s-au purtat bine, adică puteau să le facă mai mult rău. Este vorba în cartea lui Sandu Tudor și publicistica lui, ca și în cărțile celorlalți autori care au scris, fie laici, fie preoți care au scris despre experiența aceasta a rugului aprins, este vorba, la urma urmei, despre problema fundamentală a ceasului lor istoric și a ceasului, și mai acut poate, a ceasului nostru istoric de acum, de a alege între bine și rău. De a alege dacă te faci frate cu ăla până treci puntea sau preferi să nu te faci frate și să nu semnezi, vorba lui Steinhardt. Să nu semnezi nici dacă te întreabă, te spune că 2 și cu 2 fac 4. Asta este. Și oamenii ăștia n-au semnat 4. Dovadă că se poate. Chiar cu prețul martiriului se poate să nu semnezi. Pactul. Și Sandu Tudor cu arderea lui, cu efervescența asta lui și tot acest grup de oameni
care se întâlnesc nu să saboteze Partidul Comunist, nu să poarte discuții dușmănoase sau alte lucruri de genul ăsta, ci să discute rugăciunea inimii și să se roage la icoana aceea bineștiută din casa lui Mironescu. Asta este frumusețea acestui model. Așa ceva ar trebui să se predea în licee. Eu vin din liceu și știu de dezastru care se petrece în învățământul nostru. Nu pot să nu închei cu această idee, pentru că asemenea oameni, asemenea modele ar face, cum să spun, puțin curat în inimile astea atâtă și în sufletele astea atâtă zbuciumate, pentru că nu li se oferă nicio lumină, ci doar confete de alea sclipitoare, pe care nu te poți baza, nu le poți mânca, nu le poți respira, dar îți iau ochii. Aia este toată povestea. Oamenii aceștia, într-adevăr, cum s-a zis, erau postitori, erau trăitori, dar aveau o intensitate și nimic nu-i împiedica să facă cercetări de fizică de cel mai înalt nivel, de chimie, de filozofie. Nu există contradicție între domeniile cunoașterii. Toate domeniile cunoașterii se termină într-un punct, acolo sus. Și cu asta, din punctul ăsta de vedere, putem avea liniște. Neliniștea e cât suntem pe drum, ca nu cumva să greșim drumul. Și Sandu Tudor nu l-a greșit. În momentul când și l-a descoperit, a mers pe el neabătut. Și cei din rugul aprins, e o lumânare, nici n-ai nevoie de un rug la urma urmei ca să mergi în noapte. E suficient o lumânare. Când e de mică, împrăștie toată noaptea. E, cam asta au făcut ei. Venea noaptea, ei au aprins rugul, rămâne acum noi la rândul nostru cu lumânare să mai luăm ultimile scânteie ale rugului și după putința noastră să-l ducem mai departe. Vă mulțumesc!